Ora 17, am revenit în direct la Politica Zilei. Mulțumesc că ați rămas pe B1 TV. Nu cred că ați ratat informația zilei. România nu a intrat în Schengen nici de această dată. Austria, printr-un vot nedrept, a pus frâna aderării noastre la Schengen. Olanda, de asemenea, a votat împotriva Bulgariei, dar fiind la pachet România-Bulgaria și Consiliul Jai nu a fost de acord cu decuplarea. Am fost respinși. Mergem să-l ascultăm pe premierul Nicolae Ciucă. Prin argumente, fapte și cifre solide și care au insistat să găsim împreună soluții. Toate statele europene au fost de acord să deschidă românilor porțile spațiului Schengen ca o recunoaștere a pregătirii noastre, dar și a eforturilor continue de ani de zile pentru protejarea granițelor externe europene. Toate cu o singură și nejustificată excepție, Austria. Unanimitatea nu a fost posibilă astăzi în contextul în care un singur stat membru, Austria, a refuzat aderarea României. Această decizie rămâne fundamentată pe alegații bazate pe cifre pe care România le-a probat clar ca fiind incorrecte. Nu am folosit nici măcar estimări naționale. Am folosit datele agențiilor Uniunii Europene, care trebuie să rămână baza atunci când luăm decizii europene. Am recunoscut dificultățile statelor membre care se află sub presiuni migratorii și am acționat întotdeauna solidar și activ în a găsi soluții în plan european. Numai împreună putem rezolva aceste probleme. Am avut propuneri concrete pentru partenerii noștri și am lucrat intens cu Comisia Europeană să răspundem acestor preocupări. Regretăm și, sincer, nu înțelegem poziția inflexibilă arătată de Austria. Mai mult ca oricând, în ultimul an, România a dovedit că este un veritabil actor în asigurarea securității europene. Nu în ultimul rând, etapele parcurse în acest proces relansat de aderare la spațiul Schengen au reconfirmat că cetățenii români și europeni pot să aibă încredere în modul în care România protejează frontierele Uniunii și asigură cooperarea polițienească. Așa cum am procedat în ultimii 15 ani, vom continua să protejăm frontierele noastre externe, care sunt și frontierele Uniunii Europene, pentru că e vorba în egală măsură de securitatea României și a românilor, dar și a cetățenilor europeni. Acest lucru a fost și mai vizibil în acest context dificil, generat de războiul de la granițele noastre. România va continua să fie constructivă și să lucreze pentru o veritabilă soluție europeană. România va relua procesul de aderare la spațiul Schengen. Aderarea României rămâne obiectivul național strategic pe care îl avem și vom continua toate discuțiile și negocierile pentru atingerea acestui obiectiv. Vreau să mulțumesc tuturor celor implicați în acest efort masiv, politic și diplomatic, indiferent de culoarea politică. Vreau de asemenea să mulțumesc mass media pentru contribuția la acest efort comun. Decizia de astăzi, chiar dacă nu o merităm și o regretăm, vă asigur că ne motivează să continuăm. Vă mulțumesc, vă doresc o seară bună. Domnule premier, la Consiliul European. Da, domnul premier Ciucă încearcă să... A fugit, să știți. Îmi pare rău că nu au rămas până la capăt imaginile, pentru că domnul Ciucă, în momentul în care au încercat jurnaliștii să-l întrebe, domnul premier, domnul Ciucă a fugit pur și simplu de la aceste declarații, n-a mai stat să răspundă și la întrebări. La fel cum cu o aroganță scandaloasă a fugit premierul Austriei de întrebările jurnaliștilor români și jurnaliștilor bulgari. Bun, domnul Ciucă a spus că vom relua procesul de aderare, evident că vom face asta, nu era atât de simplu și atât de logic, însă este foarte important de notat faptul că deși toate celelalte state au fost alături de România, s-a discutat sau au venit informații pe surse
că Germania și Luxemburg chiar au blocat discuțiile de astăzi în Consiliul JAI, sperând că pot ajuta România sau încercând să ajute România și amenințând cu boicotarea Croației. Sigur, nici asta poate nu era o decizie înțeleaptă, dar cu toate acestea va crește cu siguranță valul acesta împotriva ideii de Uniunea Europeană, poate de solidaritate, pentru că România, pe nedrept, este ținută la ușa Schengenului din decizia Austriei. Îl salut și pe profesorul Andrei Țăranu, politolog. Bun găsit, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună ziua. Doamne Țăranu, am ascultat, mă rog, nu știu ce a zis domnul Ciucă săracu, a zis ce a reușit. Totuși, ați urmărit ce s-a întâmplat în ultimele zile, argumente aberante ale Austriei, măcar dacă veneau cu chestiuni legate de criterii tehnice sau mai știu eu din alte zone în România, poate că puteam accepta, dar migrația nu o putem accepta, vă rog. Da, eu l-am ascultat pe domnul Ciucă. Marea problemă a politicienilor din acest moment, din toate părțile, este că încearcă să ascundă una din marile probleme ale României, care e foarte veche, de 20 și ceva de ani, hai să spunem din 2007 sigur. Și anume faptul că nimeni nu a îndrăznit să reformeze politica externă a României și respectiv politica europeană a României. Totdeauna subiectele astea gen Schengen, spațiu euro, sunt niște subiecte conjuncturale care sunt discutate în România când ni se întâmplă nouă ceva. Vedeți dumneavoastră, chiar dumneavoastră, și un act ratat pe care îl înțeleg. Permanent spuneți România, România, deși încă chiar și dumneavoastră spuneați era România și Bulgaria. Da, permanent la pachet. Trebuie să spunem România și Bulgaria, nu România. Dar în acest etnocentrism pe care îl avem, noi permanent discutăm despre România. Nouă ni s-a făcut o uriașă nedreptate. Frații noștri de la sudul Dunării, săraci, n-aveau decât să pățească ce orice s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi ajuns la un compromis. Noi ieșeam din relația cu Bulgaria una, două. Aici e marea problemă. Vedeți, asta e din nefericire una din marele probleme ale politicii românești. Această autosuficiență. Ori ce vor încerca să facă cei de la putere, în primul rând Partidul Național Liberal, care este legat de Partidul Popular European, iar domnul Nehammer este din Partidul Popular European, vor încerca să arunce acum toată vina pe Austria pentru a se, cum să spun, curăța ei. Vor direcționa ura populară înspre Austria, uitând însă că direcționând astfel va crește și mai puternic sentimentul suveranist, sentimentul populist, anti-european și eurosceptic, nu doar în România, ci în special la cetățenii români care sunt în afara granițelor. La diasporă vă referiți? Da. La diasporă. Da. Ea a votat în cea mai mare măsură aurul și l-a făcut să intre în Parlamentul Europei. Sperăm că nu mai repetă, dar despre ce va face PNL legat de acest partid din Austria, aș vrea să discut și eu acum cu Rareș Bogdan, europarlamentar și prim-vicepreședinte PNL. M-aș fi bucurat, domnule Bogdan, vă mulțumesc că sunteți alături de noi să discutăm acum despre intrarea României în Schengen, dar din păcate vorbim tot despre Austria, care nu ne-a lăsat. Bun găsit, mulțumesc! Da, aș vrea să vă spun puțin cum au evoluat lucrurile astăzi, una, doamnă Constantin. La ora 10, ora Bruxellesului, propunerea noastră a fost de vot. Da. Și am spus din clar că nu acceptăm o mutare a votului pe o altă dată. Austria a cerut ca votul să fie dat abia în septembrie. Noi ne-am opus la acest lucru, am considerat că e nevoie de vot astăzi. De asemenea, am considerat că este important ca să vedem exact fiecare cum se poziționează. A urmat o nouă propunere a Austriei ca votul să fie dat în luna iunie. Am spus așa, suntem de acord să intrăm terestru în luna septembrie, în luna octombrie, 22 octombrie și aeroportuar în 24 martie, dar votul trebuie să fie dat azi. Și dacă n-au fost de acord. Austria s-a opus la acest lucru și a solicitat scoaterea de pe ordinea de zi sau o altă ședință, mutarea pe o altă ședință JAI. Nu am acceptat acest lucru și a intervenit Olanda, care a cerut decuplare de
Bulgaria, spunând că în cazul în care rămâne cuplaj, ei vor fi nevoiți să voteze împotrivă și nu doresc să voteze împotriva României, ci au o problemă strict cu Bulgaria, deoarece este instabilitate politică. Au avut 3 rânduri de alegeri în 2 ani de zile. Este o problemă legată de securizarea graniței pe la Edirne cu Turcia și o problemă legată de crimă organizată, dar toate aceste lucruri nu au să le reproșeze României și solicită decuplarea de României de Bulgaria. Bulgaria, dar se putea, adică Bulgaria nu putea să conteste ulterior decizia? Nu, a fost vot, da? A fost vot, s-a propus la vot, România a fost de acord pentru decuplare și Bulgaria a fost inclusiv Austria de acord cu decuplare, dar asta nu știm cum ar fi votat, dacă ar fi votat pentru sau împotrivă, și Bulgaria s-a opus decuplării. A fost una dintre și a spus nu, noi nu dorim decuplare de România, dorim să intrăm cu România. Practic, atunci s-a trecut la vot, un vot unde Austria a votat împotriva accesului României în spațiul Schengen, extinderii spațiului Schengen pe România și Bulgaria, iar Olanda a votat împotriva Bulgariei, dar implicit prin acest cuplaj și împotriva României. Acum ce se mai poate face? Sunt 3 posibilități. Da. Una, să fie ca Suedia, dar Suedia s-a exprimat deja că nu dorește să pună pe ordinea de zi a Jaiului din februarie, martie, aprilie, subiectul extinderii Schengen, ca Suedia să accepte punerea pe ordinea de zi a Consiliului Jai din februarie sau martie, de asemenea, sau Spania în toamnă, după luna iulie, că după Suedia urmează Spania. De asemenea, la Consiliul de pe 15-16 de la Bruxelles, da, președintele Iohannis să reușească să ducă în Consiliu un vot. Consiliul este practic forul superior care bate toate forurile Uniunii Europene, este așa numitul Conciliu al Vaticanului, dacă vreți să fii de stat de guvern, cei 27, și să ducă vot separat pentru România. Dar nu știm poziția Austriei, dacă va rămâne aceleași, deci trebuie negociat. Sau atac la Curtea de Europeană de Justiție, ceea ce a propus inițial în spațiu public domnul Tomaș, foarte corect, dar altfel se poate, numai că aici există o problemă legată de termenul foarte lung, undeva până la 2-3 ani, știți că ați urmărit subiectul legat de indemnizațiile copiilor români din Austria și diferențierea pe care a făcut-o statul atunci prin Sebastian Kurz, fostul cancelar. Cert este că este o nedreptate foarte mare din partea Austriei. L-am auzit pe distinsul profesor Săranu. Acum, sigur că noi nu trimitem nimic, dar realitatea este crudă și realitatea asta este. Bina nu aparține aici României sau PNL sau PSD sau USR sau altui partid. Aparține unui guvern și a unor reprezentanți, nu unei țări, ci unui guvern, ca să fie lucrurile clare, să nu confundăm Austria și austriecii cu Nehammer și Kartner. Aici vorbim de un calcul meschin politic. Pe 29 ianuarie au loc alegeri în Süd-Österreich, în Austria inferioară, acolo unde practic este cel mai puternic land din punct de vedere financiar, economic, o treime din PIB-ul Austriei este acolo, iar partidul OFV al domnilor Kartner și Nehammer este un partid care a dominat acest land în ultimii 40 de ani, iar acum se află pe locul 3 în sondaje. Nu cred că cu atitudinea de a bloca România vor crește foarte mult, din contră, au făcut un cadou Kremlinului care rânzește, au făcut un de serviciu uriaș societății europene și vreau să le mulțumesc foarte mult și o spun pentru că am văzut lucrul ăsta cu ochii mei și românii trebuie să știe. Astăzi Germania a fost un avocat al României și le mulțumesc foarte mult reprezentanților Germaniei de la București și de peste tot. Franța a fost un mare prieten al României, Belgia, Luxemburg și Cehia. Am avut 5 prieteni astăzi în Jai. Cel mai înfocat susținător a fost Germania, pe locul 2 Luxemburg, pe locul 3 Franța, pe locul 4 Belgia și pe locul 5 Cehia, care a acceptat care să pună președinția. Dar vreau să vă întreb... Legat de partidul acesta care face parte din PPE și dacă se poate face ceva pentru excluderea lor din PPE. Ieri poziția EPP a fost una foarte dură la adresa domnului Nehammer, care și-a anulat inclusiv parțiala la recepție. Da. Voi vorbi în această seară, mă întorc din Belgia la
Viena pentru a sta de vorbă cu președintele EPP, cu Manfred Weber și cu colegii Olfric, Siegfried și Paul Orangel. Noi vom spune că EPP trebuie să ia o măsură, pentru că există două foruri ale EPP, Congresul Partidului de la Rotterdam și rezoluția votată de Parlament, la care nu s-au opus europarlamentarii OFV, Partidul Popular din Austria, și noi vom spune că nu mai putem sta la masă cu acest partid, nici nu plecăm, nu avem niciun motiv să plecăm din EPP, nu avem motiv să ne suspendăm din EPP. Firesc. Și vom cere o sancțiune prin suspendarea OFV. Sigur, este o cerere legitimă din punctul meu de vedere, din partea noastră, că fără urmări atitudini absolut irresponsabilă și fără precedența Austriei. Argumentația folosită atât pe problema migrației, cât și pe problema unor anumite, așa anumite presiuni economice către OFV sau Schweizer sau alte companii, este completamente falsă. Eu nu cred că există vreun CEO de companie care să vorbească despre presiuni care s-au făcut în ultimul an la adresa lor și nu înțeleg de ce. Domnule Bogdan, iertați-mă că vă întrerup, dar acum ne-au schimbat granițele și au crezut că avem graniță cu ei, poate au încurcat și presiunile, poate că era presiunea OMV-ului pe Neptun Deep, știți că e ca la Kremlin, ei întorc în favoarea lor, cum vor lucrurile. Încă ceva, doamna Constanța, poate era vorba de presiunea făcută de banii pe care tocmai au câștigat ieri prin semnarea contractului cu aeroportul Otopeni de 300 de ani. Iată! Poate era și acolo. I-am întrebat pe domnul Nehammer. Zic, domnul Nehammer, domnule cancelar, dacă România ar fi avut o problemă cu companiile austriece, cu siguranță, astăzi, când vorbim, noi nu se semna un contract pentru POR Austria, cea mai mare companie, mai mare decât Strabag din Austria și Max Weigel de construcții, absolut deschis, normal, cum face orice țară europeană unde funcționează economia de piață. Da, mai am o întrebare tehnică și eu vă promit că vă las, știu că aveți acolo discuții. Vreau să înțeleg, Suedia când va prelua președinția, da, sau, mă rog, a spus Spania apoi, nu doresc la această oră să ne pună pe ordinea de zi sau nu au existat încă discuții? N-am vorbit post. Ah, okay. Post decizie. În discuțiile avute preliminare, cele care au dus la decizia Suediei de a ne sprijini, domniile lor nu s-au exprimat în favoarea unei puneri pe ordinea de zi în momentul preluării președinției, deoarece au probleme interne exact cu migrația, cu cercetoria, cu o mulțime de alte chestiuni și consideră că nu i-ar ajuta foarte mult, având o majoritate destul de fragilă din partide conservatoare și unul dintre partide în coaliție fiind ultranaționale. Vă mulțumesc pentru toate aceste informații, mult succes în continuare, Rareș Bogdan, europarlamentar și prin vicepreședinte PNL, PPE. Bun, mulțumesc foarte mult. Doamna Dragu, mă întorc aici în platou la discuție. L-am ascultat și pe premierul Ciucă, n-am înțeles exact ce n-a mers, ce a mers, ce au făcut acolo. Rămânem cu această decizie și eu înțeleg și în urma acestor discuții care au fost astăzi în Jai că era o chestiune dacă ne decuplau de Bulgaria, poate era un alt vot astăzi. Și a doua chestiune că am cam ratat momentul, că dacă nu mai e Cehia, mai poate la Spania, mai la vară. Da, următoarea șansă nu cred că va fi atât de aproape, probabil că vom mai aștepta vreo 2 ani, ceea ce, repet, e o mare nedreptate, încă 2 ani în care filmele românești vor avea costuri suplimentare pentru că vor trebui să stea în vamă, să aștepte, camioane, motorină. Cât ne costă așa o estimare, absența din Schengen? 10 miliarde de euro pe an. Deloc mult, aș zice, da. Doamna Dragu. Da, este o sumă impresionantă și să știți că aceasta se reflectă și în situația macroeconomică a României. România este țara cu cel mai mare deficit de concurent, cel mai mare deficit de balanță comercială. Cu siguranță, și spun asta cu toată responsabilitatea de economist, această neapartenență la spațiul de liberă circulație contribuie la această situație dificilă macroeconomic pe care România o are din acest deficit de comercial. Da, pentru că e mult mai scump, o firmă care produce oriunde în România, este mult mai scump să exporte unde vreți dumneavoastră, în Franța, în Italia, în Germania, decât pentru o firmă care produce în Ungaria, care produce într-o altă țară, care nu mai stă în vămi, nu trebuie să plătească încă un șofer, nu trebuie să plătească cazare pentru ei. Sunt costuri asimilate acestei neapartenențe și eu tot insist, acest spațiu de liberă circulație este un principiu elementar pentru o uniune economică. Deci nu este o favoare, nici de cum. Este o chestiune ca să ne plimbăm noi așa la schimb. Este niște principii date de teorie economică, modelul Mandel-Fleming,
Deci nu este vorba de invențiile sau dorința nejustificată a României. Iar acest joc politic pe care îl aplică Austria este oribil, absolut oribil. Da, cinic. Aici văd interesele lor până la urmă și asta e adevărat. Și dar trebuie să și subliniem 11 ani de erori în politica externă a României. Asta... Da, și ultimii ne-am trezit așa, am venit și noi pe ultima sută cu gentuța. Dar, domnule Țăranu, nu credeți în varianta asta că dacă ne decuplau de Bulgaria, noi intram? Că a spus Rareș Bogdan că s-a pus în discuție, s-a și votat chiar. Nu, și cred că ar fi fost o mare prostie din partea României să accepte tot soiul de formule de genul ăsta. Adică ce am fi primit? Un vot negativ, doar un vot negativ de la Austria și n-am fi primit două și de la Olanda. Mare minunăție. O prostie. Însă aici trebuie să-i spunem doamnei Dragu că și nu doar domniei sale. Toate guvernele, toate sunt vinovate, adică și guvernul Cioloș. Pentru că atunci când a fost vorba despre travaiori detașe, era exact perioada și subiectul. România nu a făcut nimic și aia era un subiect european prin excelență. Nu? A fost un subiect al campaniilor electorale. Noi am stat cu capul la cutie. Da? Și mai știe cineva despre scandalul ăla cu travaliori detașe, no, care de fapt a inflamat vestele galbene, faptul că muncitorii, mă rog, șoferii români erau plătiți în România și primeau în țările europene doar diurna și în felul ăsta nu primeau toate avantajele europene. Au fost foarte multe lucruri pe care România le-a acceptat cu capul plecat de aproape dinainte de 2007. În timp ce alte țări, iată Ungaria, Polonia, țări din Europa Centrală și Est, s-au bătut pentru drepturile lor de fiecare dată. Aici este marea problemă a României în acest moment. De asta sunt de acord cu doamna Dragu, dacă va înțelege atât domnia sa cât și partidul domniei sale că nu este nimeni fără de păcat. Și că dacă nu se va produce o reformă și o schimbare foarte rapidă, avem de așteptat probabil încă 11 ani. Cum am așteptat din 2011, mă rog, 2012 până în 2022, există șansa ca acest subiect de lărgire a Schengenului pur și simplu să nu se mai petreacă. Sau când se va face acea reformă a Schengenului, noi sigur nu vom fi acolo să putem să avem vreo voce sau să vedem dacă este ceva în favoarea sau în defavoarea noastră. Ăsta e motivul pentru care, fără discuții, guvernul Nehammer trebuie să fie pus la zid. Partidul Popular Austriac trebuie să fie scos din PPE, etc., etc. Dar acum, pentru că s-a terminat, eu n-am făcut acest prodomo până în acest moment, acum că s-a terminat votul, știm ce s-a întâmplat, trebuie să începem să ne uităm în curtea noastră. Și ce e de făcut concret, domnule Țăranu? Că noi ne-am împăunat până acum că tehnic stăm bine. Problema a venit din negociere. De vedere, în clipa asta ar trebui refăcut Ministerul Integrării Europene. Da? Cum a existat ăla de până în 2007 și să avem niște oameni foarte bine pregătiți care să aibă contacte în toate capitalele europene, chiar și la Valetta sau în orice capitală mică sau mare, și să facă din subiectul european un subiect important. Pentru că, vedeți, subiectele europene sunt subiecte care devin naționale și în Franța, și în Germania, și în Austria, și în Croația, și în Cehia. Numai la noi subiectele europene sunt permanent tratate ca și cum ar aparține altcuiva. Da. Știți ce? Mai am o întrebare totuși. Domnul Bode de dimineață, da, nu l-ați ratat nici dumneavoastră, doamne, era atât de optimist, era întuneric, era frig, era vremea aia ca la Bruxelles, cum e la ei dimineața de iarnă. Da. Deci era domnul Bode d-un entuziasm, domnule Țăranu, de nu știm ce, zici că fusese la Amsterdam, nu avea treabă cu Viena și cu Bruxelles. De ce ministrul nostru de interne a mers pe poziție atât de maximală și a fost atât de optimist? Asta nu pot să spun. Probabil că, nu știu,
chiar nu știu la ce să spun. Adică poate a existat o altă promisiune. Așa i-au fi consilierii. I-au spus, da, dă semne că intrăm ca, eu știu, poate negociem, poate apare vreun compromis la un moment dat. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru... Dragul, vreau să... Da, vă mulțumesc foarte mult pentru analiză. Luăm scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem. La dezbatere, mulțumesc că sunteți pe B1 TV. Am aflat de la eurodeputații noștri care au fost și la Viena și la Bruxelles că Olanda a cerut decuplarea României de Bulgaria. S-a și votat, numai că Bulgaria s-a opus. Îl salut și pe Marius Pieleanu, sociolog. Bun găsit, domnule Pieleanu. Salut, mâna, bună seara. O decizie nedreaptă a Austriei. Eu nu înțeleg cum n-am văzut-o venind până acum. Adică noi, România, domnul Bode de dimineață era foarte optimist și iată-ne acum din nou în afara Schengenului. Vă rog. Da, bun. Sunt și eu surprins, evident că nu numai România are o problemă, dar și Austria și-a creat o uriașă problemă cu noi, dar și cu Bulgaria. Se pare că agenda austriecilor ei sunt cumva consecvente, așa? Este, rămâne în continuare una cu lumină mai de la est, da. La Moscova, ca să nu mai încurcăm. Este evident că nu avem altă explicație, evident, și nu o spun pentru a fi politically corect, da. Adică pentru că îmbrățișez teza oficială, ca să zic așa, ci pentru că, din păcate, orice fel de analiză logică, rațională, nu poate fi făcută, adică neimputându-ne decât o banală lipsă de control asupra migrației care migrație, adică nu prea vedem, știm foarte bine. Și apoi evaluările la nivel de Uniune Europeană se fac, au caracter formal, ele se fac pe baza unor rapoarte foarte bine întocmite, din care se rezultă dacă România a bifat sau nu toate criteriile pentru aderare la spațiul Schengen. Și evident că nu există un raport potrivnic. Aici e nebunia. Aici e nebunia. Da, ei contestă datele Frontex, adică datele oficiale, rapoartele oficiale. Care sunt datele oficiale, ce să vezi? Adică dacă tu contești datele oficiale ale Uniunii din care faci parte cu caracter voluntar, nu e obligat nimeni, atunci ieși din ea. Însă nu opri pe alții să meargă înainte. De asta vă spun că este o nebunie. Sigur că putem glisa că, de exemplu, de ce diplomația românească și serviciile, fețele nevăzute ale sale, nu au știut de intenția cancelarului Austriei? Asta e o întrebare. În condițiile în care dumneavoastră aveți o vârstă tânără și vă invidiez pentru asta, noi cei care avem o perioadă de viață petrecută în țărișoară, știm că Viena era totuși o placă turnantă a spionajului românesc. Nu s-a aflat de către serviciile noastre specializate această chestiune, această intenție a Austriei de a ne prin cancelarul său, pentru că evident nu punem la îndoială simpatia cu poporul austriac. Avem sute de mii de români care sunt stabiliți acolo și alte câteva milioane care într-un fel sau altul merg în Austria vara sau iarna. Mai ales la Viena, da? Deci nu despre asta e vorba, ci despre nebunia unui cancelar căruia rușii i-au luat mințile. Adică nu... Da, sigur, despre ce e vorba acolo? Despre gaz? Care e chestiunea legată de Rusia până la urmă concret? Da, suspiciunea și care pare a fi rezonabilă, dați-mi limbajul de instituții ale forței, dar chiar se potrivește de data asta. E aceea că totuși OMV-ul se vrea a fi vândut și că statul român în actualele condiții, în conjunctura asta geopolitică și geomilitară a României, s-ar opune dintr-un motiv simplu. O parte semnificativă din cei care vor să cumpere au în spate finanțare rusească. Asta circulă în piață. Nu știu cât de adevărat este, că vă dați seama. Deci mai mult decât Neptun Deep, s-a mai discutat despre OMV, într-adevăr, ce spuneți dumneavoastră, dar în momentul ăla a trecut așa nevăzut subiectul, acum a revenit cu Neptun Deep-ul, dar nu-i Neptun Deep înseamnă din ce... Adică nu poți să dai un vot de respingere unei țări care ți-a dat pur și simplu aproape pe tavă principalele sale resurse. Petrolul și pădurile și, ca să nu mai spun, sistemul bancar și de asigurări. Adică e o nebunie. Dar dacă Germania se opunea, sigur că n-ar fi fost în regulă. Dar poate că ne gândeam, domnule, stai că e o istorie de întors spatele către ei de-a lungul timpului de către România. Dacă Olanda, avea logică Olanda, se opunea pe niște chestii foarte... Dar la Austria...
Adică, nu vă supărați. E o realitate pe care cu toții o știți. Da, dar OMV s-a întâlnit cu președintele Iohannis, iertați-mă, adică președintele... De la Satul Mare, oamenii se duc de la Satul Mare, da. De la tot ce înseamnă granițe, se duc la Viena în weekend să-și facă cumpărăturile. Pentru că București e mai departe. Mă rog, mai departe nu e, dar îl facem noi mai departe, fără infrastructură, știți? Adică relațiile noastre, am fost în cadrul Imperiului, jumătate de țară aproape, a fost partea Imperiului Austro-Ungar, adică Dumnezeule! Gastronomia noastră împrumutată de la ei, tot ce înseamnă mâncare, mai ales în Ardeal, 80% este de origine austriacă, de maniera de a face, de bucatele pe care le folosim, ingredientele, adică noi avem o cultură comună. George Enescu, că am vorbit aseară cu cineva de el, și-a făcut studiile la Viena. Adică, cum să spun, e o relație foarte consistentă. Și atunci mă întreb de ce, doar pentru că sunt niște alegeri, nu știu ce zone ale Austriei în primăvară. Eu cred că e prea puțin ca argument chestia asta. Cred că este mult mai important. Din păcate, mi-e teamă că Rusia și-a băgat coada și de data aceasta. Da, și noi credem asta, mai ales pe chestiunea asta legată de OMV, dar să știți că toți eurodeputații cu care am discutat și astăzi și ieri, eu și oficial și neoficial, toată lumea respinge aceste discuții, mai ales când vine vorba de OMV, așa o tăcere și o încercare de a împinge tema asta cât mai marginal. Doamnă, ne rămâne, eu nu credeam că sunt în stare să spun această lucru, mai ales că cred că și la dumneavoastră în emisiune a spus că șansa României și în care eu cred este aceea de a face parte din Statele Unite ale Europei. Adică fără granițe cu un președinte al Statelor Unite ale Europei. Ăsta e visul meu și probabil că am mulți români. Dar nu credeam că am să spun această chestiune. De ce n-am vânturat noi acum ideea? Poate chiar să operaționalizăm. A naționalizării OMV-ului? Da, s-a început deja să se plimbe această idee. Dacă chiar nu vă pasă de mine, dacă chiar așa ne luați, ne-a umilit... Doamna Constantin, ne-a umilit. Ne-a umilit. Da. Nu e, ăsta e cuvântul. Eu am spus asta și Zicri Mureșan îmi spune nu, e doar o nedreptate, nu e o umilință aici în directora. Ba nu, e o umilință. Nedreptate era dacă ei chiar veneau cu niște argumente raționale, sustenabile, prin care ne arătau, băi, nebunilor, la voi nu sunteți în regulă cu granițele, uite, probe, adică lucruri de genul ăsta. Că, slavă Domnului, știm și noi că chiar nu suntem în regulă, nu suntem curați. Dar este o decizie politică aderarea la Schengen. Da. Cum a fost și aderarea la Uniunea Europeană, ca instituție macro. Deci, vă spun, n-am fost niciodată așa, și iertați-mă, poate sunt vehement apare, dar sunt vehement pentru că sunt... M-am simțit umilit. Da, a fost o umilință aplicată României și apoi întregii Uniuni. Da, nemeritată, da. Chiar fără argumente, pentru că a fost aberant. Toți românii au înțeles. Ce treabă am eu cu migranții de pe teritoriul vostru? Am graniță cu voi? Da. Și încă o dată s-a văzut, apropo, asta e mai puțin important, dar merită a fi subliniat în contextul discuției, că noi am fost tracțiunea, motorul pentru zona asta de țări care aderă la Uniunea Europeană. Mai ales pentru Bulgaria. Chiar cu Bulgaria astăzi. Da, da. S-a agățat cu disperare, sub umbrela noastră, ca să nu rupă, că ei dacă erau decuplați, noi intram probabil sau mai aveam o șansă. Credeți? Iar ei rămâneau pe veci acolo. Vota Austria cu noi? Doamna, nu știu, vă repet. Va rămâne așa o... Dar nu vreau să... Cu asta am încheiat. Vreau să vă întreb, nu ar trebui totuși un cap al lui Moțoc? Ba da, dar cine? Păi avem o pleacă. Că președintele e la schi, domnul Ciucă ne-a zis ceva, dar n-am înțeles. Domnul Bode e optimist în continuare, nu știu. Domnul Bode, avem și ministrul al afacerilor externe, dacă cumva l-ați uitat. Ah, da, domnul Aurescu. Adică totuși, ăsta e un eșec al diplomației românești, cât Casa Poporului de Mare. Indiferent de reacția Austriei, stați! Adică președintele meu n-ar fi trebuit să iasă în seara aceasta la toate televiziunile importante, mainstream, și să ne spună că se va lupta până la capăt? O fi la schi, domnule Pieleanu, acum e toamnă, e iarnă, e... Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru analiză, domnule Pieleanu, seară liniștită. Doamna Dragu, vă aparțin concluziile acestei emisiuni pe Schengen, vă rog. O mică precizare, spunea domnul Țăranu despre directiva cu privire la lucrătorii detașați și de... Da. Această directivă nu are nicio legătură cu guvernul Cioloș, din care și eu am făcut parte. Da. Este o directivă aprobată în 96, apoi în 2014, 18 și 20. Dar, într-adevăr, ce am făcut noi atunci în guvern, am reușit să ridicăm vizele pentru Canada. Și asta a făcut premierul Cioloș. Ne-am opus atunci acordului comercial cu Canada, CETA. Și am forțat
acest regim de ridicare a vizelor cu Canada. Da, asta am făcut și, într-adevăr, a fost un succes de politică externă. E un precizare importantă, că într-adevăr spuseți, domnul Țăranu. Vreau să vă întreb, se poate naționaliza OMV, cum a spus domnul Pieleanu, și au spus mai mulți, am văzut în mediul online astăzi? E, ăsta este pericolul, că ajungem în niște discuții destul de grave. Sunt implicațiile acestei decizii de astăzi, în care Austria votează împotriva românilor în general. Nu cred că trebuie să facem gesturi economice extreme sau gesturi legale extreme. Nu. Adică nu, asta e soluția. Asta la boicot, la companii, bănci. Nu, trebuie să ne punem pe picioare cu politica externă, să venim cu un roadmap foarte clar, cu un calendar foarte clar pe care să-l anunțe președintele, partidele politice, să stea. Ăsta este un moment în care să ai un acord transpartinic și un program de țară. Și apoi trebuie să vorbim și despre aderarea la zona euro. Da, da, nu mai îndeplinim criterii acolo, doamna Dragu. Da, da, să ne forțăm să le îndeplinim, pentru că nu trebuie să le îndeplinim mâine, ci trebuie să venim cu un calendar credibil. Repet, credibil e cuvântul cheie. Și asta cred că ne-a afectat. În perioada asta de inflație, pe noi ne proteja dacă eram în zona euro mai mult decât că suntem în afara ei, economic discutând, pe noi cetățeni, în primul rând, și firme. Da, eram mai protejați pentru că vedem o influență mai mică, mă rog, niște rate mai mici în zona aceea. Totuși, ține foarte mult de cât de competitivă, cât de dezvoltată e economia. Și trebuie să ne ducem serios pe investiții. Nu numai străine, românești, investiții, investiții, investiții. Producție. Trebuie să refacem producția, baza aceasta României, că de acolo nu ai de unde să strângi bani la bugetul de stat și începusem să vorbim despre un guvern peticit, vai de capul lui, un guvern făcut pe genunchi. Economia trebuie administrată cu mult mai multă seriozitate. Ratăm, am ratat tot felul de investiții. Se duc în alte state din motive lesne de înțeles, inclusiv instabilitatea cadrului fiscal. O să pierdem investiții și din cauza absenței noastre din Schengen, 30 de secunde. Cu siguranță că firmele își fac calculul că îi costă câțiva zeci de euro pe fiecare mașină sau produs ce produc ei exportat. Și da, este un motiv pentru descurajarea investițiilor acesta. Da, mulțumesc mult, doamna Dragu, vă mai așteptăm la mulțumesc Politica Zilei. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit de la Fix, bună România. O seară liniștită să aveți. Nedreaptă decizia Austriei, România merită și merita un șec.